Pensionarii cu venituri mici și persoanele cu handicap grav sau accentuat care au domiciliul în Slatina au putut solicita tichete sociale de Crăciun acordate de către primăria Slatina. Potrivit centralizării Direcției de Asistență Socială, peste 4.000 de persoane au depus aceste cereri și așteaptă să primească ajutorul oferit de sărbători. În ceea ce ne privește pe noi, am terminat toată procedura, adică au fost transmise bazele de date către furnizorul de etichete sociale. Ulterior, baza de date va ajunge la fabrica de timbre care se ocupă de împlicuirea etichetelor și transmiterea listei de unități cărora se pot adresa beneficiarii, posesori a etichetelor sociale. Acum așteptăm decât vestea că trebuie să ridicăm tichetele pentru a fi transmise către poștă, care la rândul lor le vor distribui către beneficiarii etichetelor sociale. În ceea ce privește numărul cererilor respinse, procentul din acest an a fost foarte scăzut. Doar 1,7% din totalul solicitărilor primite au fost refuzate din diferite motive. 98,3% chiar din cei care au făcut solicitări sunt și persoane eligibile. Deci avem foarte, foarte puține respingeri sau poate nu neapărat respingeri, ci încă în așteptare. Ca regulă, cei care până acum nu au răspuns solicitării de a completa cererea sau de a aduce documentele pe care fie nu le-au prezentat, fie nu erau în termen de valabilitate, deci ca regulă vă spun că nu se mai întâmplă ca după această dată să mai vină. Conducerea instituției a dat asigurări că distribuirea tichetelor sociale de Crăciun va începe cel târziu la sfârșitul acestei săptămâni. Asta înseamnă că beneficiarii trebuie să fie găsiți acasă pentru a putea intra în posesia bonurilor valorice.